Și acum, mâie cu nâie, adăugăm aici, nu? Ca rezultat al nostru. Mâie, mâie, pardon, mâie, congruent cu nâie. Nu-i bine? Din demonstrații, spuneți. Demonstrații, că am demonstrat mai devreme. Și M, O, F. Și M, O, F. E ăla din ordine grave, da? M. Nu, ăla au pus. Și așa merge foarte bine. Dar să precizăm că sunt triunghiuri dreptunghice, da. Robert. Deci luăm F, M, O. F, M, O. F, M, O. Congruent cu E, M, O. Cu E, 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 M, O. De unde sunt congruente triunghiurile astea? Spunem de 90 de grade. Da, din... Ipoteză, nu? Că s-a dus pe neclar. Da. Conform cazului de congruență, care acum? Unghi. Cadită unghi. Da. Bine, Robert. Da. Dar de când ți-ai subțiat vocea așa? Ești conform cazului de congruență care? Catetă unghi. Catetă unghi. Rezultă că triunghiul luat în triunghiul luat în discuții F, M, O e congruent cu triunghiul M, M, E, O. Și fiind congruente triunghiurile, toate elementele sunt congruente două câte două. Dar nu mă mai privește pe mine, doar atât mi-a zis autorul. Să arăt că triunghiurile sunt congruente. Atât. Să terminat problema. Și mai avem de-a dat AO e pică perpendicular pe ce? AO e pică perpendicular pe ce? Aici demonstrăm că AO... Am notat cu S aici, da? Haideți să le gândim cu toții, să mai șterg eu figura aici. Atunci demonstrăm că B e congruent cu... Atenție că nu știu, Miruna, eu am dus pe AO, pur și simplu. Da, trebuie să... L-am prelungit. 90 de grade, nu? Să arătăm că asta e 90 de grade. Ia să vedem cum. Hai să vedem idei. Mai avem și două triunghiuri, da? Deci, să ne facem plan de lucru. Atenție! Suntem în situația în care dacă nu ne focalizăm pe ceea ce trebuie să facem, nu avem nicio șansă să ne ducem pe culoarea corectă. Deci, ca să fie AO o prelungire perpendiculară pe BC, atenție, nu știu că S e la mijloc. Asta e. Deci nu știu, eu am prelungit pe AO. Nu știu unde trebuie pe BC. Că... Păi dacă e ăsta, dacă ABC e isoscel, nu? Nu înseamnă că ies în parte în două. Care? BC? Deci dacă ABC e isoscel. Da, da, Adi, nu știu, eu prelungind pur și simplu pe AO, nu știu poate atunci. N-am argument, trebuie să demonstrez. Dacă demonstrăm, toată povestea e clară. Hai să luăm două triunghiuri. Hai, hai, Robert, la ce te-ai gândit? Luăm triunghiurile A, B, S cu A, C, S. A, B, S. Cu A, C, S. Cu A, C, S. Da. Și am zis că au A, B, congruent cu A, C. Da. Unghiul B cu unghiul C. Da. Și AS comun. AS care? AS asta e comună, da? Da. Și... Și apoi am spus că... Și ce caz de congruență ai? Păi asta îi ziceam și eu. Nu-i latul unghi latul. Când unghiul dintre ele. Noi. Să luăm altele. Trebuie să ne descurcăm. Oricum, avem credere că reușim. Deci, atenție, trebuie să nu
folosim deloc că B e să afli cât e SC, că nu știm cât aia la mijloc. Dar știu că AO. Nu? N-am folosit nimic. Nimic. Dacă m-aș opri la triunghiul AMO și OAN, dacă m-aș opri la aceste două triunghiuri, ele sunt dreptunghice. Ele sunt dreptunghice. La tot comun AO. AO comun, AMI cât AN. Da. Demonstrăm că-s congruente și unghiul ăla final îns... Și atunci, AO devine bisectoare. Corect. Da? Adică unghiul ăsta de aici, cât ăsta de aici. Corect. Și dacă avem asta, am dat. E gata problema. Da. În momentul când te duci la triunghiul B, A, S, de semnătul la triunghiul B, A, S și S, A, C, atenție, B, A, S și S, A, C, acum am A, B, cât A, C. A, M, A, S, comună și unghiul de aici cât ăsta. Deci unghiile, am demonstrat să în cazul de concurență. Latură, unghi, latură. Și toată treaba merge flur. Deci, cum procedăm? Miruna, vorbești tu acum, da? Luăm M-A-O cu da, M-A-O cu A-O. Deci fie triunghiurile, fie triunghiurile care? M-A-O și N-A-O. M-A-O, M-A-O și N-A-O. Și triunghiul da. N, A, O. Anca, ce au cele două triunghiuri? Unghiul N, A, O. Deci cele două triunghiuri, M, A, O și N, A, O. Ce poți să pui de cele două triunghiuri? Ce au? Unghiul N, A, O, M, A, O. Care? N, A, O. N, A, O, cu? N, A, O. Nu știu că sunt congruente. Da, A, M cu A, N. Au A, M cu A, N. Păi, dacă ești neatentă, de-aia te-am și pus. Atenție că mai faci chestii de astea. Deci, o las, pornesc cu ea și te duc la, mă duc la altul, ca să văd, să lasă în priză. Adi, te rog să continui tu. Da. Deci, A, M congruent cu A, N. A, M congruent cu A, N. Congruent cu A, N. A, O latură comună. De unde vine ipoteză? Da. A, O latură comună. A, O latură comună. Da. Comună și unghiul A, M, O. Așa, unghiul A, M, O. AMO congruent cu unghiul ANO, că sunt dreptunghice. Congruent cu unghiul A. NO. O. Și în paranteză spune de 90 de grade, da? Și atunci rezultă conform cazului Miruna. Catetă, catetă. Catetă, catetă. Catetă, catetă. Ipotenuză, catetă. Ipotenuză, catetă. Că au o ipotenuză. Deci conform cazului catetă. Ipotenuză catetă. Miruna, nu te mai certa. Da, mă cert. Fii tot timpul atentă la ceea ce spunem aici. Și în primul rând. Ai tot timpul de argumenta ceva și pierzi timpul. Îți utilizezi timpul în mod ineficient. Da? Deci, practic, nu câștigi nimic din toată chestia asta. Că ai văzut tu la sfârșit, că ai văzut nu știu unde. Dacă iau cu AO și AM cu AN, nu-i cu AO și AM cu AN, suntem în ipotenuză, că asta e ipotenuză, și că asta e catetă. Deci suntem în cazul de congruență ipotenuză catetă. Noi când redactăm, trebuie să o spunem foarte clar în ce caz ne-am dus. Pentru că este esențial. Tu comunici cu, îi comunici profesorului prin ceea ce scrii. Prin ceea ce redactezi. Înseamnă că recunoști ce înseamnă ipotenuză și ce înseamnă catetă. Asta e esențial. E clar că am știi ce ipotenuză. Băi, dar ea avea acum de comentat AO cu AO și la M cu AM. Nu, ziceam că e catetă. Ea nu știa că e ipotenuză. Da. Asta îi ziceam. Să uite la unghiul drept. Păi sigur că da. Ocazia asta mă pune în situația de a insista mai mult. Când formez un triunghi dreptunghic așa,
Deci, atenție! Astea două care fac unghiul drept se numesc catete și cealaltă se numește ipotenuză, care, la care se uită unghiul de 90 de grade. Cea mai mare este ipotenuză. Cele două sunt catete. Clar să fie pentru toată lumea. Da? Mi-ai oferit prilejul acum cu ocazia asta să punctez aceste lucruri pentru toți cei care vor vedea filmul. Ce înseamnă ipotenuză? Că am avut senzația că aceste lucruri sunt cunoscute. Dar acum spunem încă o dată. Deci, dragilor, că să zicem, avem triunghiul dreptunghic, așa, A, B, C, acestea două care formează unghiul drept, se zice cateta 1 și cateta 2, da? Cateta, și asta e ipotenuza, cea mai mare. Și de aceea suntem în cazul de congruență, ipotenuză, catetă. Da? Conform cazului catetă, triunghiurile luate în discuție sunt congruente, adică triunghiul M, M-A-O, Anca, M-A-O, congruent cu N-A-O, cu N-A-O, și fiind congruente, și toate elementele celelalte neluate în seamă sunt congruente de loc de două, adică ea m-am folosit-o cu aia. Iau culatorii. Ce latul mi-a fost folosită din triunghiul M-A-O și din triunghiul O-A-N? Păi uite-te, care mi-au fost, două au fost folosite și a treia nu e folosită. Care e latura a treia nefolosită? Rareș. A, M a fost folosită. A, O a fost folosită, latură comună, când am demonstrat. De sacerul. O latură, o latură. Ce-a de treia latură, mă, zi? M-O cu N, măi. Păi dacă n-a fost folosită, mai am cap. Pe asta am folosit-o și pe asta. Pe A, O e comună. Nu e clar că M-O cu N. Deci acestea, asta are iese de... M-O, latura M-O, cea de-a treia latură, M-O, e congruent cu cea de-a treia latură O-N. Și, de asemenea, unghiuri. Că doar un singur unghi l-am folosit. De 90 de grade. Care unghi cu care unghi mai sunt? Două câte două mai sunt acolo. Care? A? A-O-N. A-O-N, da. A-O-N. Congruent cu unghiul? A-O-N. Cu A-O-N. A-O-N. Și unghiul al celui al treilea? M-A-O. 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 Cu N-A-O. Cu N-A-O. Cu N-A-O. N-A-O. Ăsta mă interesează pe mine. Subliniez. Astea două, ultima congruență mă interesează. Deci, atenție, am arătat acum că unghiul M-A-O cu O-A-N. Dar M-A-O e tocmai B-A-S. Ori zic M-A-O, ori B-A-S. Deci chiar să spunem asta. M-A-O, asta înseamnă de aici echivalent, în loc de M-A-O zicem B-A-S. B-A-S. Congruent cu unghiul C-A-S. C-A-S. E, după asta am muncit eu. Asta m-a interesat foarte tare. Și acum mă duc în final la ce două triunghiuri o să iau eu în care să pot folosi acest rezultat. Între unghiurile AD. Ca să arătăm că A este perpendicular pe BC, dar ești nu ești atent deloc. Ai părăsit, dacă ai venit aici, eu? Nu, Rareș, Rareș. Dacă ai venit așa, conectează-te și pune întrebări. Atenție ce vreau de la voi, mai. Dacă vreți să înțelegeți că este esențial efortul făcut de voi, este important,
dacă știți să vă comportați aici. Adică cum? Dacă ceva ți-a scăpat, spui, domnule, n-am înțeles acolo. Că faci un bine, nu mai ții, îți faci un bine, faci tuturor un bine celor care ne urmăresc. Filmul ăsta poți vedea mâine pe internet. Și atunci nu-i păcat să... Tu îți dai acolo bucata asta de 2, 3, 7 ori, până cât înțelegi. Chiar așa, ați început să faci să practic chestia asta acasă. Da. Da? Deci, vă rog să insistați, să vedeți cât de bine vă face treaba asta. Deci, spune-mi acum, ce triunghiuri vom folosi azi? Triunghiul A, B, S. Deci fie triunghiurile, fie triunghiul A, B, S. Yes, și? A, B, S și triunghiul... A scris A, B, C. A, B, S, da. A, B, S și triunghiul... Bine, așa. Asta înseamnă urmăriți. Deci când s-au greșit, spune altceva. A? A, B, S. A, C, S, da. Da, bine. Cele două triunghiuri au, bine. Așa. A, B, cu A, C. Da. A, B, cu A, C. Unghiul A, S, comun. Latura. Latura. Așa. Comună. Și B, și bă, unghiul cu A, S, cu... Asta e scris de așa, da? B, A, S. Da. Și unghiul B, A, S, congruent cu unghiul C, A, S, de unde? Demonstrație. Din demonstrație, că am demonstrat mai devreme. Și conform cazului de congruență, care? Aici ai ăsta, latură, unghi, latură. Păi da, latură, unghi, latură. Deci latură, adică latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Rezultă că triunghiurile luate în discuție, triunghiul... Triunghiul AB, S. Da. Congruent cu triunghiul AB, S. Dacă sunt congruente și celelalte elemente sunt congruente două câte două. Și atunci ce înseamnă? Care cu care element? Anca. Ce elemente... Cu S, cu C, S. Anca a zis. Așa fi Anca. Da? Da. Înseamnă... Cel de-al treia latură de la triunghiul ăsta, BS, da? BS, da? CS. Cu CS. Apoi. Cu latura am încheiat-o. Cu latura am încheiat-o, că am... Acum unghiul. Unghiul din B știam că e cu unghiul din C. Știam că unghiul din B e congruent cu C. Hai să spunem. B congruent cu C din ipoteză. Și a rămas cel de-al treilea unghi cu cel de-al treilea unghi. B-S-A. Că B-A-S da. Am avut. L-am folosit aici, uite, l-am folosit mai în urmă. Deci B. A-S-B. A-S-B. Congruent cu unghiul A-S-C. Dar ce putem spune? A, S, B și cu A, S, C, cât fac împreună? Ăsta și cu ăsta cât fac împreună? 180. Da? Deci, măsura lui. A, S. A, S, B. A, S, C, nu? A, S, B. Plus măsura lui A, S, C. Egal 180 grade. Și cum ele sunt congruente din cele două, și împreună fac 180 grade, numai unul singur, numai unghiul, înseamnă că unghiul A ies B, congruent cu unghiul A ies C. Da, și dau 90 grade. Și cu unghiul A ies C și vor avea 90 grade, da? Și atunci A e perpendiculară. Din asta rezultă că A ies e perpendiculară pe B. Ce? Și uite, mă? Mama, că e prelungirea lui A-O. Da, eu așa am prelungit, că ori zic A-O, ori A-S, tot una este acum. Da. Că n-am forțat mâna, am zis că A-O s-a prelungit și-a tăiat în S. Nu știam că la mijloc, acum am și rezultatul ăsta, că totdeauna într-un triunghi scăscel, bisectoarea, iată asta a fost bisectoare, pică perpendiculară și taie și la mijloc la trocus. Rezultat foarte tare. Puteți să notați asta. Și înălțime.
Este și înălțimea, asta înseamnă că e perpendicular. Da, da, da. Mediatoare, median. De toate. Da? De toate. N-am învățat, dar n-am învățat mediatoare. Păi, nu știu ce e. Păi, acum, asta vreau să spun. Aveam mult. Vreau să insist, fără să numesc ce este. Doar atât spun, că într-un triunghi isoscel, bisectoarea, că de bisectoarea ți-a auzit? Da, da. Bisectoarea pică perpendicular. Asta este rezultatul. Pică perpendicular pe latura opusă și pică la mijloc. Asta puteți să notați asta, nu? Da. Deci într-un triunghi isoscel, bisectoarea, nu? Din unghiul acela, bisectoarea din unghiul format de cele două laturi congruente, da? Bisectoarea pică, cade perpendicular pe latura opusă, cade perpendicular pe latura opusă și determină segmente congruente. Cade perpendicular și la mijloc, la mijlocul laturii opuse. Perpendicular și la mijlocul laturii opuse. Adică dacă pică perpendicular în înălțime, da? Și faptul că la mijloc se cheamă mediană. Mediana unește vârful cu mijlocul. Dar asta îl învățați cât de curând. Numai că acest rezultat este foarte important în clipa asta. Că bisectoarea... Hai să vedem algebra. Da. Da. De la pagina 40... De la pagina 47, 9, 10... Da. Mi s-a predat lecție 9. Da. Mărim invers proporționale. Bun. Adezi e nunțul? 7. Aflați a știind că numerele 4 și 12 sunt invers proporționale cu a și respectiv 6. Aflați? Deci, aflați a. Deci a egal cu cine? Știind că numerele 4 și 12. 4 și 12. Sunt invers proporționale cu A. Invers proporționale cu A, respectiv 6. Și respectiv 6, da? Da. În ordinea asta. Da, da. Adică 4 ori A egal cu 6 ori 12. 4 ori A egal cu 6 ori 12. Eu aș face un pic paralela cu ce am făcut la direct proporționale. Da, să zicem la 4 direct... supra A, sub totul supra... Deci la direct proporționale era așa. 4 supra A, pardon, 4 supra A, la dâplă, da? Direct proporționale. 4 supra A egal cu 12 supra 6. La invers proporționale înseamnă 4 supra 1 pe A. Da. Invers, deci inversul lui A. Da, corect. 4 supra 1 pe A egal cu 12 supra 1 pe 6. Și care se traduce așa. Cum se desupraiterează două fracțiuni? În prima cuvântă. Și 4 ori A înseamnă 4 ori inversul lui A ori A pe 1. Da, nu mai trebuie. Așa. 4 ori A egal cu 12 ori 6. Da? Ca să înțelegeți mecanismul. Super. Da? Să înțelegi să faci legătura cu problema de așa cunoscută. La directă proporționalitate era clar că am făcut antrenamentul și ați înțeles. La invers proporțional, adică cu inversele lor. Adică în timp ce ăsta cresc, celălalt îi descresc. Da? Asta trebuie să... Deci de aceea am zis 4 supra 1 pe A, inversul lui A, egal cu 12 supra inversul lui 6. Și când înmulțim cu prima cu a doua inversată, înseamnă 4 ori A, 4 ori A, egal cu 12 ori 6. Mirona ne-a spus rezultatul ăsta direct. Da? I-a spus 4 ori A, 4 ori A,
12 ori 6, ca să țineți minte rapid, sigur că da, ăsta ori ăsta, egal cu ăsta ori ăsta, era cu altul, așa care vor fi toate acolo. Bine. Deci A egal cu cine? A egal cu? A egal cu 12. Putem împărți printr-un 4 și vine A egal cu 3 ori 6, 18. Nu? Că dacă împărțim prin 4, 3 ori 6, 18. Altă dată, pe greșiți-o? 8. O determinăm numerele X și Y. Știm că toate numerele X și Y sunt invers proporționale cu, cu 0,3 în perioadă. Da. Așa. Și 0,25. 25, da. Iar mintea lor aritmetică este 14. 0,25, ai spus da. Așa. Doar atât. Iar media lor aritmetică este 14. X plus Y pe 2. Asta înseamnă media da. Aritmetică. X plus Y pe 2 egal cu? Egal cu 3 pe 9, ca să transformăm direct. La câte zic tu? Egal cu 14. 14, da. Care înseamnă cât? 14. Egal cu 14. Da, da. Ne-ai zis 14? Da, da. Ei, astea sunt informațiile. Și acum începem. Ce înseamnă că sunt invers proporționale? X ori 0,3 egal cu Y ori 0,25. Deci X ori 0,3 egal cu Y ori 0,25. Rareș vorbește. 0,3 în perioadă s-a transformat în fracție ordinară. 3 pe 9. 3 pe 9. Deci zicem X ori 3 pe 9 egal cu Y ori 25 pe 100. 25 pe 100. Echivalent cu 3 pe 9 se simplifică și face 1 pe 3. Și atunci vine X ori 1 pe 3 egal cu Y ori 1 pe 4. Ceea ce s-a așezat sub forma X supra 3 egal cu Y supra 4. Nu? Și de la proporții derivate... Dar proporții derivate vedem că avem pe X plus Y. Deci egal mai departe cu X plus Y supra 7. Și egal cu pe X plus Y, știu că îi facem... E 28. 28. Deci de aici rezultă că X plus Y egal cu 28. Și înlocuiesc, vine 28 supra 7 și egal cu 4. Adică avem o dată X supra 3 egal cu 4. Din care rezultă că X egal cu 3 ori 4, 12. Și Y supra 4 egal cu 4, din care am că Y, de unde rezultă că Y egal cu 16. Terminat X. Hai să vedem încă o dată ce a fost esențial aici. Să înțeleg ce înseamnă inversa proporționalitate. Să văd ce înseamnă media aritmetică. Și, îndată, autorul a mai vrut să vadă un transform pe 0,3 din fracție periodică, număr, fracție ordinară, 0,25, și cum fructific aici, X pe 3 egal cu Y pe 4, X plus Y supra 7, nu? Când suma numărătorul pe suma numitorul. Dar X plus Y nu era ăsta, 14? 2 ori 14. Foarte bine, că asta chiar îmi place când spui asta. Deci îmi place pentru că înseamnă că tu n-ai fost acolo, nu ți era clar. Și ai pus întrebarea. Ți s-a părut că X plus Y este 14. Nu. Media aritmetică. Adică da. Împărțit la 2. Da. Jumătate e 14. Înseamnă că X plus Y e 2 ori 14. 28. Da? Da. Aceste îmi fac foarte bine. Că mă creează un sentiment de bine pentru că mă urmărești. Da. Mergem mai departe. Alte niște. Nouă. Suma numerelor X și Y este 20. Deci X plus Y egal cu 20, da? Da. Egal cu 20. Și mulțimea X și Y. Da. Mulțimea X, Y. X, Y este invers proporțională cu 0,25. Da. Și 0,3 în perioadă.
Da. Corect. Da. X ori, și să avem x ori 1 pe 4, egal cu y ori 1 pe 3. Determinați numele. Da. X ori 1 pe 4. 1 pe 4. Egal cu y ori 1 pe 3. Y ori 1 pe 3. Adică echivalent, va zice că e spus. X pe 4 egal cu y pe 3 și acum 20 pe... Și la care adaug x plus y, egal cu 20. Pe 7, 4 plus 3. Acum adun continuu da. Șirul de la coarte aici, x plus y supra 7, care e egal cu 20 pe 7. 20 pe 7. Și vom spune că x pe 4 e egal. Avem că x supra 4. 4 egal cu 20 supra 7, deci x egal cu 80 supra 7. De 4 ori 2, 80. Supra 7. Și y egal, y pe 3 egal cu 20 supra 7, deci y este egal cu 60 supra 7. 60 supra 7. 7. Da. Da? Altceva? 10. Da, te rog. Aflați numele raționale. Ce sunt invers proporționale? Să le notăm ABC. Da. ABC. Invers. Invers proporționale. Cu. Cu 0,3 în perioadă. Da. Așa, 0,25. Da. Și 0,2. 0,2. Atâta. Și au medie aritmetică egală cu 60. Adică ce înseamnă media? A plus B plus C totul pe 3. Da. Știi. Egal cu 60. 60. A, gata, de acum nu mai. Zi, acum. Să-mi zică Rareș. Deci. Deci. Ce înseamnă? Înseamnă că A ori 0,9. Repet, A ori, vorbește. A ori 1. 0,9. 0,9. Egal cu? Nu puteam să fac direct în fracții? A, ori 3 pe 9? Puteam să zicem, da, ori 3 pe 9, dar să scrim deocamdată. Nu scrim așa și cum să traducem. B ori 0,25. Corect. Și C ori 0,25. Da, dar în toate perioada scrii. Cât vorbești, tu te uiți numai că e celul tău. Nu te uiți la mine dacă scriu frumos, că nu scriu frumos. Da? Mă simt rău când te uiți la mine. Că nu scriu frumos, ce vreți. Asta e. Mie place. Deci A ori 0,3 în perioadă, egal cu B ori 0,25, egal cu C ori? Ori 0,2. Ori 0,2. Da? Echivalent cu? A ori. Exact cum ai spus tu. A ori 3 pe 9. Adică 1 pe 3. Da. Egal cu? Egal cu B ori 25 pe... 100. Adică? Scrie mă, scrieți acolo, mă, scrieți scrie frumos, mă, vă simt greu. Ba, da, scrie frumos. Apropo, ce ori 2 pe 10? 2 pe 10, adică 1 pe 5. Mama, câteva. Ce pe 5? 4, 5, 6, 7. Deci, echivalent, într-o altă scriere, A pe 3, da? A pe 3, egal cu B pe 4, egal cu C pe 5, și de desubt adăugăm că A plus B plus C pe 3 egal cu 60, da? Hai, hai, așa trebuie scrii și vorbești. Uite cum vorbești frumos. Așa. Egal mai departe cu? Aici la prima A pe 3 egal cu B pe 4 egal cu C pe 5. Continuăm șirul de rapoarte. Un alt raport, suma numărătorilor, adică A plus B plus C. A 60. Supra 3 plus 4 plus 12. 5. Da? 12. Și egal cu 60 ori 3, 180. Așa vine A plus da. B. Supra 12. Simplificăm prin 6 și face cât? 30. Supra... Dar chiar mergea prin 30, prin 12. 12, da. Și dă... 30 pe 2, 15. Deci egal cu 15. Și îmi facem A pe 3 egal cu, vorbește tu, A pe 3 egal cu 15, rezultă că va fi egal cu, vorbește tu. Eu? Rareș, 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 Rareș.
15 egal 45. Ai, egal 45, da? Torna. B pe 4. 4 egal cu? B pe 4 egal 4 ori 5 egal 60. Da. Și ce pe? Și ce pe... ce pe 5? Da. Ce pe 5 egal 5 ori 15 egal... 75, da? Da. Și cu asta ai găsit pe A, B și C. Da. Problema următoare. 12 iar cel mai mare dintre ele este egal cu 20. A să fie 20. E mai simplu. Hai, de ce? Hai, nu, cel mai mare dintre ele. Cel mai mare B-ul. B-ul mai mare. Da? Ce argument ai? Gata, de unde știi? Pentru că am încercat cu A și nu a ieșit. Dar trebuie să facem și noi. Păi sunt invers proporționale. Dacă sunt invers. La direct proporționale creșteau în sensul în care văd aici că 5 e mai mare decât 4, înseamnă că A era mai mare decât B. La direct proporțional. La direct proporțional. La invers e tocmai invers. Invers. Deci A-ul este 5, adică și B-ul este 4. Da? Deci, nu, pardon, A-ul este 4 și B-ul este 5. Da, am posinat. Și el a spus că A-ul cel mai mare. A-ul este cel mai mare. A-ul este cel mai mare. Există argumente. Vreau să argumentați de ce e mai mare. Da, B-ul. Da, B-ul. Am fost. Am argumentat eu, nu cu. Reau încă o dată. Haideți să facem asta. Să clarificăm, da? B-ul. Adică. Hotărâm împreună acum, da? Da. Dacă ar fost direct proporțional, așa cum se întâmplă între 5 și 4, ar fost între A și B. Cum 5 e mai mare decât 4, înseamnă că A a fost mai mare în condițiile astea. Fiind invers proporționale, adică e tocmai invers de cum este între 5 și 4. Aha! Da? E tocmai invers de cum este între 5 și 4. Și acum înseamnă că A-ul e mai mare. Da. Da? B-ul. B-ul e egal cu 20 și A-ul e egal cu 5. Așa. Nu, nu, B-ul e 20. Nu știu cât este A-ul urmează. Și acum scrimă inversa proporțională. Adică A pe 1 pe 5 sau cum? A supra 1 pe 5 sau A ori 5. Da, direct. A ori 5 este egal cu B ori 20. Egal cu B ori 4. Și de sub B-ul fiind 20. Dar nu-i B ori 4 și B ori 5 și A egal cu 4. Nu mai. A ori 5 egal cu B ori 4. Și cum pe B îl știi că e 20. Înlocuim. Da, m-am băut. 5 ori A egal cu 20 ori 4. Și egal cu 80, da? Da. 5 A egal cu 80. Și A egal cu? 16. 16. Asta. Trebuia să vedem. Nu, trebuia să facem diferența dintre aflați diferența dintre cele adică 20 minus 6. Asta e banul, da? 20 minus 16 e dat la 4. Dar a fost vorba de interpretarea corectă, da, pentru a ști cine e 20, A-ul sau e B-ul. Corect. Da? Și am repetat de 3-4 ori și am spus același greșeală, nu? Așa. Deci, de atenția. Încă o dată, la direcția, la directa proporționalitate, cum este între 5 și 4, este și între A și B, am fi spus A-ul e mai mare decât B. Așa, gata, la inversă proporționalitate, este invers. Adică, dacă între 5, 5 e mai mare decât 4, B-ul este în condiția asta mai mare. Da? B-ul e mai mare, pe invers decât în ordinea aceea care vede. Au zis că până și A de-a înțeles. Da! Când eu până și eu am înțeles.
E luna și cum e luna. Dar Andrei a zis că e frânga și zice, acum și eu am înțeles. Momentul de împlinire, să spunem, pedagogică a mea, să spunem, când tu ai înțeles, nu? Exact! Deci mi-am făcut datoria dacă am reușit să te conving. Să vedem dacă are. Deci te figuri și jumătate, că nu e așa. Dar aici trebuie să fii cinstit, că noi aici aveți discutăm liber. Da. Hai să vedem încă o datorare așa aici. Deci la directă proporțională, adică cum se întâmplă în înșiruirea numerelor din prima mulțime, se întâmplă și la a doua. Crești ăsta din prima mulțime, crești celălalt. Sau invers, crezi că ăsta din prima, crești și celălalt. În ordine respectivă. La directă proporțională. La invers este tocmai de la... Nu crește și celălalt scade. Asta e, simplu, da? Bine, perfect. Zi-mi acum... 15. Numărul x și y, numerele x și y sunt invers proporționale cu 6 și respectiv 5. 6 și 5. Calculați valorile rapoartelor 3x plus 8y. 3x plus 8y. Pe 5x plus y egal cu... A, nu, așa, și x la a doua. Deci că, da. Să vedem, e 1, expresia asta, e 1, cu cine este egal, da? Și e 2. X la a doua, deci y la a doua, pe 8 ori x ori y. Da. Păi avem 6x egal cu 5y. Deci la inversă proporțională înseamnă 6x egal cu 5y. Și avem că, atunci avem că x este egal cu... Scoatem pe x din 6x, dar cu 5y. Propui să scoatem pe x de aici, da? Și ar însemna ce? De aici ar ieși că... De aici ar ieși că x este egal cu 5y pe 6. X egal cu 5y pe 6. Supra 6. Și, și oriunde vedem x, în expresie înlocuim, da? Da, și avem... O clipă, ți-am mai spus, să lăsăm și să ducem așa. Dacă ideea ta e mai bună, mergem la ta. Dar acum să ducem cu Miruna. Că mă simt rău dacă pe ea o spun. Nu mă interesează ce spui tu. Eu mă simt rău ca profesor aici, la tablă. Deci zici, mega mai departe cum? Linii fracții, Miruna, te rog, 3 ori. 3 ori 5y pe 6. 5y supra 6. Plus 8y. Da. Pe 5 ori 5y supra 6 plus y. Egal cu? 15y, nu, 3 cu 6 se simplifică. Da, și face 2. Și avem 5y pe 2. 5y pe 2 plus 8y. 5y pe 2 plus 8y pe... Se stă de regulă cu privirea în caietel și se... Lucrează după cum se dictează. Uh-huh. Și eu lucrez după cum îmi dictează colega voastră. 25y pe 25 6. 25y supra 6. Plus y. Plus y. Și egal mai departe. Cădem din numărător și numitor un y. Putem? Nu putem face mișcarea asta. N-am auzit niciodată. Aducem la același numitor. Lucrăm de acum. 8y îl amplificăm cu 2. Da. Și avem că 5y pe 2 plus 5y plus 16 y totul pe 2, ca e același numitor. Pe, amplificăm y cu 6, da. Și vom avea 25y plus 6y pe 6. Da. Și atunci avem 5y cu 6, 21y pe 2, da. Pe 31y pe 6, da. 6 și 2. Hai să mulțim prima cu a inversată, ca să 21y pe 2 ori 6 pe 31y, 2 cu 6 se simplifică. Da. 3. Și... Y cu Y. Da. Și să avem 21 ori 3, adică 63 pe 31. Și este egal cu... Asta este valoarea raportului respectiv. Adică ai spus că tu ai o altă idee. Da. Să nu scoți pe Y factor forțat. Să scoți pe Y factor forțat dacă ai fi avut X pe Y. Dacă îmi pregătești X pe Y, da.
Dar tu, de aici, bun, merg în mâna ta, merg în mâna ta să vedem ce iese. Deci, Adi, din relația care avem 6x egal cu 5y, da, tu te duci așa și spui că x pe y de aici, da, x pe y egal cu 5 pe 6. Da? 5 pe 6. Da. Și acum se justifică de ce să scoți pe y factor forța. Da. Da, ai ți-ai aranjat raportul, da, x pe y. Da. Și acum ne ducem pe mâna ta. Merge. Așa, și x pe y. Nu, y pe lângă. Pe lângă 3 ori x supra y. Plus. Plus 8. Totul supra. Așa, totul supra y pe lângă 5 ori x pe y, da, plus 1, 1 egal este cu? Egal cu y cu y să se plecă și iese 3, ăsta, 3 ori 5 pe 6, că știm că tăi. Așa, 3 5 pe 6 plus 8. Totul supra 5 ori 3 pe 6 plus 1 este egal cu 15 pe 6 plus 8. Se simplifică. Da, 6 cu 3 și ne dă 5 pe 2. 5 pe 2 plus 8. Totul supra 15 pe 6 plus 1 și amplificăm acum cu 2, da, și ies 5 plus 16. 21 pe 2. 21 pe 2. Înmulțit cu, facem direct. Da? Da. 15 și cu 6 cu 30. Stai, deci 15 plus 6 tot 21. Ce am greșit noi? Tot 21 facem, deci, nu? Da. 21 pe 6. Supra. Am greșit data trecută undeva la calcul? Nu. Ia uitați-vă acum o dată. Păi acum e de 15. Miruna, când am mulțit acum, eu am șters. Era 5 ori 3, 15 pe 6, plus cât? 8 am zis aici. Nu, 1. 1? Da. Și am văzut aceeași numitor 6 ori 6 și cu 15, 21 face. De ce am zis mai 31? Ia uitați-vă pe care se numește. Așa am zis, 31. 5 ori 3 pe 6, mai avem 5 pe 6. Da. 5 pe? Ori 15 pe 6, e raportul, domnul profesor. 5 ori 5 pe 6. Aici am greșit. Acum. Ori 5 pe 6. Așa am zis. Păi și atunci face 25 aici. Da. Așa am zis. Și face pe 31. 31. Așa, da. Așa. Și face 21. 21 pe 2, mulțim cu 6 pe 31, simplificăm și rămâne 63 pe 31. Da. Același lucru, da? Tot așa. Da. Sau putem să scoatem și x factor, dar tot acolo. Sigur că da, dar ți-ar aranjez raportul Y pe X. Y pe X. Da. Deci nu are importanță, important este să... Și acum, haideți să vedem la... Ce am dat voi am? Da. Expresie? Eu mai avem una, e 2x pătrat plus y pătrat supra xy. Cine încearcă să... Dar... dacă... Una, că n-am înțeles, a lucrat-o și nu știe. Păi 63 pe 3, nu. Păi face tot la fel, nu? X îl punem, y îl punem în funcție de x sau x în funcție, x în funcție de y. Da, să zicem că scoatem pe cine, Miruna. Tu mergi în varianta aceea care ți-ai propus, să scoatem pe x funcție de y, da? Da, 5y pe 6 plus... Deci vine x-ul, de aici îl scoatem, este egal cu 5y, totul pe 6. Și atunci continuăm, egal cu... Egal cu 5y pe 6. Totul la pătrat. Totul la pătrat. 5y pe 6, totul la pătrat. Da. Plus y pătrat. Plus y pătrat. Supra. 8 ori 5y pe 6 ori y. Da. Aducem la aceeași numitor, amplificăm y la a doua cu 6. Cu cât? Cu 6. Atenție! Cum ridicăm o fracție la o mutere? Nu, ăsta... Și numărătorul? Numărător și numărătorul. Da. La a doua. Da. Adică 10... 25. Da.
Y pătrat. Y pătrat, e una, vezi? Deci, da, fiecare la pătrat. Da, da, da. Deci ai zis că și numărătorul și numitorul. Da. Dar un produs, la o putere, se înseamnă pe fiecare la acea putere. Da. Și 5 și Y-ul. Deci 25 Y pătrat pe cât? 36 la pătrat. 36. Corect. Plus Y pătrat. Totul supra. Dar eu am zis că Y pătrat îl amplificăm cu 6. 36 pătrat. Pe care? Pe 6 la pătrat și pe Y pătrat îl amplificăm cu 36. Cu 36? Mie mi-am făcut 6, pentru că și 6 s-a ridicat. El a suferit. 6 a suferit mai întâi, ridicându-l la pătrat și pe urmă acum îl luăm ca numitor. La a doua îl amplificăm cu 36. Da. Deci o fracție la pătrat, mie mi-am ridicat tot ce are acea fracție la pătrat. Și sus și jos, indiferent cât e, cu adunare, cu ce-o fi avut tot. Numărătorul la a doua și numitorul la a doua. Și atunci, vine acum, jos cât vine. 8 cu 6 se simplifică aici. Da, și prin 4 și 2. Iar se simplifică 4 și 3, domnul. 4 și 3, da. Da, 4 și 3. Și atât rămâne, nu? 4 5 20 y pătrat pe 3. 20 y pătrat supra 3. Și egal mai departe cu putem amplifica cu 36. Corect. Nu putem, trebuie să amplificăm 36. Da, da, și dă 25 Y pătrat. Pătrat. Plus 36 Y pătrat, totul supra 36. Da. Așa văd eu aici. Totul supra 25 Y pătrat. Da. Supra 3 și este egal cu 25 cu 36. Nu, 36 și cu 3. 36 cu 25. Da. 25, zici. Nu, ziceam la numitor, domnul. Problema că simplificăm. 36. Da, o să simplificăm, dar ca să nu îi amețesc eu, cum ține prima cărătură de răsturată și acolo facem. Da. Facem 50-61. Da, 61 Y pătrat. 61 Y pătrat supra 36. Supra 36. Totul supra. Da. 20 Y pătrat supra 3. Și acum, îi dau mai departe. Prima 61 Y pătrat pe 36 ori 3 pe 61 Y pătrat supra 36. 3 supra 20 Y pătrat. La 2. Se simplifică. Y la 2 cu Y la 2. Da. 36 cu 3. Și acolo dă 12. Și cam atât. Că 61 rămâne. Nu mai are nici cu 12 treabă, nici cu 20. Da. Și oricum o să fie 61. 1 supra 20. 20 ori 12. A. 240. Da. Asta este valoarea raportului. Hai să mai vedem. Hai să mai vedem acum o altă idee. Mai avem ieșiții? Nu. Hai să mai vedem o altă idee. Să scoatem pe Y ca în funcție de X. Da, da. Băi, aceeași manevră este. Ori X în funcție de Y, ori Y în funcție de X, aceeași tehnică. Asta cu 52, nu? Cât? 52. 52. Și 8. Mai lăsăm câteva. Mai lăsăm un pic să vedem și altă. Până la cât? Până la 8. Da. O să mi-am amintit vând acum apă, și nu știu dacă eram în cameră. Am făcut un reportaj când lucram acolo la Stupină și eu vin de la Jurnalul Național și m-am făcut de la așa un reportaj și tot așa mi-a fost sete și mi-am luat și am băut apă în timp ce vorbeam acolo, explicam și apoi a relatat exact. Domnule, zice, într-o naturalețe adevărată. Dacă i-a fost sete și a luat și a băut apă și așa mai departe. Așa că vreau să fie lecțiile astea făcute cât mai natural, mai curate, mai fără chestii de astea, se stres, că mă întreabă, nu știu ce. Ușor, ușor, sper că ne-am împrietenit într-atâta încât să nu apară niciun... Chiar mi se pare că ne-am prietenit prea mult. Da. Bun, hai să ne întoarcem acum la... La ce era? Pe Y în funcție de X sau X în funcție. Nu. Băi, dar acum am făcut una. Dacă am notarea proporția, cum ca?
Da, da, să o aranjez sub formă de propoziție. Da. Da, e mult. Ia să o închis calculatorul. Uite, acum ți-o deschid. Capătul? Da, să vedem. L-a recolat? Da. Face, da. 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 Acum am văzut. Cum pui să vorbă de raport? Păi X pe Y cred că cu... Nu. Y cu... A, bine. Deci de acolo, era 6X sau nu știu cât era produsul. Aveam 6x egal cu 5y. Deci din 6x egal cu 5y, atenție, protecție față. Rabat zice așa. Atenție, comanda la mine. Corect. Așa și cu... Atenție, pornim pe, de la 6x egal cu 5y, pe care încercăm să scriem de tipul, sub forma unui raport, adică x pe cât? 5 egal cu y pe 6. Și de acum, din clipa asta, am intrat în limbajul acela pe care știam, notam cu un K valoarea raportului și de aici zicem x egal cu 5K și y egal cu 6K. Și în clipa de față ne ducem și lucrăm și anume expresia E2. E2 este egal cu x pătrat plus y pătrat, adică 25K pătrat plus 36K pătrat, totul supra, ori XY, adică 5K, ori 6K. Și egal cu cât aici face 61, 61K pătrat, supra 240, cred că trebuie. 240 K pătrat. Terminat. Pe parte ghesul, da? 61 supra 240. Deci, vedeți? Am muncit. Și, încă o dată, e limpede. Putem munci foarte mult. Dacă apare o idee, registrul se limpezește foarte, foarte repede. Deci, din clipa în care am aranjat sub forma a ceea ce știam dinainte, dintr-o proporție, și notată valoarea raportului cu un K, e scos pe XY. Dacă se zi atâi acolo, și te duci înlocuit peste tot și merge foarte repede. Am muncit mult mai mult în limbajul acela anterior, când am scos pe X funcții de Y sau Y funcții de X. Da, am descoperit când eu nu știa să ridice la pătratul. Sigur că da. Acolo au fost foarte multe capcane. Da? Bă, eu la tine am no. Miruna. Iar aceeași poveste. Tu ai o singură chestie. Te ceri cu mama? Nu. Băi, ceartă-te cu mine, măi. Când sunt niște slăbiciuni, cel mai corect este să fim atenți, atente, și să înțelegem că avem o mare problemă, să eliminăm gururile. Pentru ca acestea să nu mai rămână și într-o altă experiență, într-o altă situație. Și pur și simplu spune, asta e foarte bine, nu am să mai greșesc. Corect. Nu, că și altcineva mai greșit. Nu mă interesează cum mai greșit altceva, tu când stai la lucru acolo, nu ești tu cu foaia. Tu, nu tu trebuie să tragi niște învățăminte? Sigur că sunt și colegii tăi și câți ori fi cu zeci de mii care nu știu chestia asta. Da, ușor. Seara. Seara. Da? Sunt suficienți care nu știu așa ceva, dar noi nu avem decât o singură problemă. Aceea de a descoperi greșelile și de a interveni urgent atunci când lucrurile nu-ți plac. Da? Aceea am și atras atenția ca să... Tocmai. Da, să se audă și în afară de chestia asta, să înțeleagă că nu bătălea cu... Da. Oprește camera ca să... Să se termine odată povestea.